Folclorul copiilor cuprinde întregul repertoriu de poezii, numărători, cântece, jocuri și dansuri care au fost create de copii. În ceea ce privește creația muzicală, ritmul este alcătuit din pătrimi și optimi, melodia din 1 până la 5 sunete muzicale, iar versurile sunt strâns legate de ritm. Dacă dorim să vedem. Din câte sunete este alcătuită o melodie din folclorul copiilor, așezăm notele muzicale în ordine descendentă, de la cel mai înalt până la cel mai grav. Putem observa că toate cântecele din folclorul copiilor cuprind între 1 și 5 sunete. Scările muzicale, alcătuite din 1 până la 4 sunete muzicale, se numesc oligocordii. Cântecele algătuite dintr-un singur sunet creează doar raporturi din punct de vedere ritmic, fără a avea raporturi melodice între sunete. Acestea se plasează între vorbirea obișnuită și cânt. Bună ziua, oameni buni, că cum ei, cu porcei, cu păceța după ei. Olicocordiile se împart în două categorii, tonii și cordii. Să vedem care este diferența dintre tonii și cordii. Toniile sunt alcătuite din sunete alăturate și sunete dispuse prin salt. Cordiile sunt alcătuite numai din sunete alăturate. Privește care este diferența dintre tonie și cordie. Oligocordiile alcătuite din două până la patru sunete sunt următoarele. Bitonii bicordii, tritonii, tricordii, tetratonii, tetracordii. Să ne oprim puțin asupra toniilor și să ascultăm câteva exemple de tonii. Cele mai întâlnite bitonii din folclorul copiilor sunt alcătuite din sunetele sol-mi, sol-re sau sol-do. Cel mai cunoscut cântec alcătuit din pitonie este Melk Melk Cotobelg". Gândește-te ce alt cântec alcătuit din două sunete cunoști. Melk Melk Cotobelk scoate coarne băurești și te du la baltă și pe și suie pe puștean și mănâncă leuștean. Să ascultăm cele mai întâlnite tritonii din folclorul copiilor. Cântecul pe care îl cântăm mămăruței reprezintă un exemplu de tritonie. Cunoști al cântec al cătui din trei sunete? Mama ruța, ruța, suie mânca ruța, și madul la vale pe mâța calare. Tetratoniile întâlnite în cântecele copiilor sunt următoarele. Unul dintre cântecele care reprezintă o tetratonie este La moară. Vine o jos la moară, tica-tica-ta Să magii negru se cară, tica-tica-ta Găina cerne făina, tica-tica-ta Și câscanul umple sacul, tica-tica-ta Hop, să mândră, crasă, tica, tica, ta. Duce sacul plin acasă, tica, tica, ta. Acum ne vom opri atenția asupra cordiilor. Cele mai întâlnite bicordii sunt alcătuite din sunetele re-do, mi-re sau fa-mi. Cântecul Fluture roșu reprezintă o bicordie. Fluture roșu, vin la taica moșu. Tricordiile întâlnite în cântecele copiilor sunt următoarele. Melodia, auraș pe pe care o cântăm când dorim să scoatem apa din urechi, este alcătuită dintr-o tricordie. Auraș pe scoatem apa din urechi, că ți da parale vechi și ți -o i spăla cofele și ți i bate topele. Să ascultăm cum sună tetracordiile. Cântecul rățișoara mea este o tetracordie. Rață, rață, rățișoară, rățișoara mea, Unde mergi pe ulicioară, rățișoara mea, Tipa, tipa legănată, rățișoara mea, Și așa frumos îmbrăcată, rățișoara mea. Realizează o listă cu cântecele din folclorul copiilor pe care le cunoști. Încearcă să vezi la ce categorie se încadrează cântecele cunoscute de tine.